Bun găsit tuturor, numele meu este Cosmin Petrescu și în continuare vă invit să rămâneți alături de Prima Sport pentru două meciuri din Liga Națională de Basket. Începem cu acest Timișoara Dinamo, care debutează cu un angajament câștigat de către Laszlo Lazar și vom continua de la ora 20, tot aici pe Prima Sport 2, cu meciul dintre CSU Voluntari și Steaua București. Timișorenii pierd primul atac, este contraatac pentru Dinamo cu Andrei Bandache, care îl găsește pe Darnell Edge. Și așa vin primele două puncte ale confruntării. Aruncare de la semidistanță pentru Darnell Edge, care reușește să deschidă scorul. Laszlo Lazar acum îl găsește pe Gajovic, Djokovic. Încearcă să joace prin blocaj la șezat de același Lazar, trage de trei Gajovic și scutură plasa. Mirkovic și Năsturescu sunt ceilalți doi basketbaliști trimiși de către Dragan Petricevic, selecționerul naționalei României, în primul 5 pentru Timișoara. De partea cealaltă, Dinamo a început cu Edge, Ingram, Mandache, moldoveanu. Mandache aruncă aici de la semidistanță și ratează, și Tillman Supanov. Djokovic așteaptă blocajul lui Lazar, Ilia Djokovic întâmpinat de Tillman. Are împerechiere nepotrivită, caută să profite de ea pe accelerație, însă în cele din urmă Dinamo interceptează și este un fault al lui Loții Lazar asupra lui Andrei Mandache. Prima greșeală personală pentru Loții Lazar în acest meci. 6,8 puncte împreună cu 5 recuperări în medie pe întâlnire pentru Lazar în actualul sezon, în primele 4 etape jucate la Timișoara. El este la al 4-lea sezon pentru echipa bănățeană, a fost transferat în 2019 când a venit de la CSM Oradea. Este o acțiune pe care arbitrii cred că vor să o revadă, pentru că intră sub incidența unei posibilități de greșeli antisportive. Se pare totuși că nu merg la masa oficială, nu merg să consulte IRS-ul. Era doar udă suprafața de joc în acea zonă în care căzuse Mandache și a trebuit să fie ștearsă. Jocul SRE, 3-2 pentru Timișoara. Lionel Edge este cel care conduce atacul dinamoviștilor. Edge pentru moldoveanu. Vine după o partidă excelentă împotriva fostei sale formații CSU Voluntari, pătrunde și înscrie Mandache. Două puncte pe mâna stângă pentru Andrei Mandache. 9,8 în medie pe întâlnire în actualul sezon are Andrei Mandache, venit la Dinamo în stagiunea anterioară. O pasă greșită a lui Lazar, cu noroc mingea ajunge totuși la Djokovic, care se strecoară printre doi adversari, îl deschide pe Năsturescu la 3 puncte, acesta ratează și Mandache își trece în cont recuperarea. Tillman, Ingram, așteaptă blocajul lui Jeremiah Tillman, joacă pe mâna stângă, Dante Ingram se duce pe coș și face abatere de pași. Două puncte care nu vor fi valabile aici pentru Dante Ingram, minge pierdută de către Dinamo. Brigada de arbitri formată din Marius Ciulin din Constanța, Dragoș Nicolae din București și Octavian Goinea din Oradea. Djokovic pentru Mirkovic. Minge lăsată în brațele lui Nicola Gajovic. Din nou Ilia Djokovic, întâmpinat de Tillman, îl vede excelent pe Loții Lazar. Și dacă Tillman urcase, atunci era clar că Lazar va avea avantajul taliei în spațiul de 3 secunde. Foarte bine a venit pasa, Lazar profită, marchează cu panoul. Darnell Edge, moldoveanu, aruncă din spatele arcului de cerc, o face scurt, repet, vine după cel mai bun meci al său în actualul sezon. 23 de puncte în partida contra lui CSU Voluntari. Năsturescu trage din nou de afară și de această dată o face cu precizie. 3 puncte pentru Toni Năsturescu, fost jucător al lui Dinamo. Edge, moldoveanu, Mandache, din nou Edge. Tillman cu paravanul, Darnell Edge cu o schimbare de ritm, mingea trimisă în colț pentru moldoveanu, care caută să-l atace pe Mirkovic. Semicârligul de dreapta este imprecis. Recuperează Ingram ofensiv. Atac reciclat pentru Dinamo cu Dante Ingram, care din săritură scoate la moldoveanu.
trece de Mirković, lasă pasa pentru Ingram, 4 secunde din atac, Ingram aruncă și înscrie cu mult noroc. O minge care a ricoșat de undeva dintr-un unghi foarte dificil în coș până la urmă. Două puncte oportuniste aici pentru americanul lui Dinamo, Gajovic, pentru Djokovic, care a țâșnit de lângă un Darnell Edge prea static la acțiunea precedentă. Edge, moldoveanu. Din nou Edge, luat agresiv de către Djokovic, oprește dribblingul, moldoveanu retrimite pentru Darnell Edge. Caută să joace 1-1, foarte multă separație creată cu această schimbare de direcție, care este un atentat la gleznele lui Laszlo Lazar. Două puncte ulterior de la semidistanță. Mingea controlată acum de către Ilia Djokovic. Mirković pentru Gajovic. Din nou Djokovic prin blocajul lui Lazar. O vrea de 3, este faultat și înscrie și cele 3 puncte. Posibilitate de 4 la aceeași acțiune pentru Ilia Djokovic, după ce Tillman închide cu întârziere. Ilia Djokovic, aminteam, cel mai bun marcator al lui SCM Timișoara în actuala stagiune. 16 puncte pe întâlnire pentru un jucător cu 31% procentaj din spatele arcului de cerc. Aruncare foarte grea finalizată aici de către Ilia Djokovic. A fost unul dintre cei mai buni oameni ai Timișoarei de asemenea și în meciurile din Alpe Adria Cup. Djokovic a venit în această vară de la Borac Ceaceac, echipă pentru care mai evoluase de asemenea preț de 3 sezoane și între 2016 și 2019. Multă experiență pentru el în Liga Adriatică. Pasă pe la spate aici a lui Darnell Edge, care nu s-a înțeles cu Tillman. Djokovic, luat agresiv de către Edge. Blocajul așezat de Mirković. Djokovic acum, întâmpinat de același Darnell Edge, a vrut să trimită pentru Nicola Gajovic, care aștepta în colț. Moldoveanu s-a apărat bine. Rămâne totuși posesie pentru SCM Timișoara. 11 secunde din atac. Djokovic este cel care retrimite mingea în suprafața de joc. O reprimește de la Lazar. Trage de 3. Ia doua triplă deja a lui Ilia Djokovic. Jucător care, pe lângă Borac Ceaceac, a mai jucat în cariera sa la echipe din Bosnia, Croația, Muntenegru, Macedonia de Nord, Slovenia și Serbia. Tillman acum sub panou, o fentă în fața lui Lazar, s-a întors bine pe mâna stângă, deși Lazar inițial nu mușcase acea prefăcătorie a lui Jeremiah Tillman, cum că ar arunca la coș. Gajovic, paravanul lui Lazar, reprimește loții Lazar, doi oameni pe el, excelent, îl deschide pe Mirković, care apare prin apărare adversă și finalizează prin slam dunk. Time out cerut de Sotiris Manolopoulos, după o acțiune la care dublajul vine la timp pentru Dinamo, însă rotația este inexistentă și o simplă pasă din acea încercare de capcană îl lasă pe Adam Mirković singur cu inelul. Foarte supărat este Sotiris Manolopoulos, cel care, vă spuneam, a fost și asistent al Naționalei Greciei. El a pregătit ultima oară ca principal echipa Peristeri, o echipă pe care UBT Cluj a eliminat-o anul trecut în preliminariile Ligii Campionilor, ajungând în faza grupelor. Apropo de UBT Cluj, echipa joacă tot de la această oră în etapa cu numărul 6, într-un meci care face parte din Conferința A, o partidă care a început de la aceeași oră. UBT Cluj primește vizita lui CSM Târgu Jiu pe teren propriu, pregătindu-se în același timp de o nouă confruntare în Eurocup.
un meci care va avea loc săptămâna viitoare, tot în BT Arena din Cluj-Napoca, și care va fi transmis de asemenea în direct de către Prima Sport. UBT Cluj va juca împotriva italienilor de la Brescia, a doua echipă italiană pe care clujenii o au ca adversară în actualul sezon din Eurocup. Meciul începe de la ora 19:30 de minute și este în direct și în exclusivitate pe Prima Sport 1. Miercurea viitoare, așadar, partida lui UBT Cluj. Aminteam însă, în timp ce Mandache trage de 3 și obține faultul, urmând să beneficieze de 3 libere, tot astăzi avem aici, pe Prima Sport 2, de la ora 20, confruntarea din Arena Gabriela Sabo dintre CSU Voluntari și Steaua București. Mâine, de la ora 19, pe Prima Sport 3, este disputa dintre CSM Oradea și CSM Constanța, pentru ca duminică, cu începere de la ora 18, tot pe Prima Sport 3, să avem întâlnirea dintre FC Argeș Pitești și Petrolul Ploiești. Așadar, patru partide, transmise din această etapă cu numărul 6, în direct pe canalele Prima Sport. Astăzi două meciuri, unul după celălalt, cel de mâine de la ora 19, cel de duminică de la ora 18. Ca de obicei, pentru a fi la curent cu transmisiunile posturilor noastre, eu vă amintesc și faptul că puteți să urmăriți conturile mele personale de pe rețelele de socializare și veți găsi acolo informații, mai ales la secțiunea Story, în fiecare zi de meci. Pe mine mă puteți urmări cu un simplu follow la Cosmin Petrescu, fie pe Instagram, fie pe Facebook. 19 la 12 a devenit scorul după excursia la libere a lui Andrei Mandache. Ilia Djokovic, prin blocajul lui Lazar, îl atacă pe Grasu, trage Gajovic fără precizie și Mandache este cel care se întinde după minge, întâmpinat de Năsturescu, moldovean. Din nou Mandache. Blocajul lui Grasu, foarte bine vine pasa, Grasu trimite în colț, Ingram mai departe pentru pătrunderea lui Katic, intrat de curând pe parchet, trage Mandache de 3, fără precizie, recuperează Toni Katic, sub panou pentru Grasu, a plutit bine acolo Fane Grasu și sunt două puncte pentru jucătorul revenit la Dinamo după ce a jucat în sezoanele precedente la campioana României în ultimii 2 ani la UBT Cluj, a câștigat titlul cu această echipă în ultimele două sezoane. Djokovic accelerează pe mâna stângă, îl deschide pe Mirkovic, liber la 3, nu iartă. Tripla lui Adam Mirkovic, care a avut timp să comande și un taxi înainte să arunce la coș. Procentajul său este de 46% în actualul sezon. N-ai voie să-l lași atât de deschis pe Mirkovic în spatele arcului de cer. Ingram în ultimul moment a ținut posesia pentru Dinamo. Toni Katic, Katic spre Grasu, o vrea de 3, la recuperare, face bine blocajul defensiv Toni Năsturescu și reușește să evite abaterea de out pe care a încercat să o provoace Mandache. Scoate faultul aici Djokovic, nu pe aruncare, spune Marius Ciulin. Prima greșeală personală pentru Toni Katic. Jucătorul pe care UBT Cluj l-a avut anul trecut în perioada preliminarilor Ligii Campionilor. Era atunci Brandon Brown, conducătorul de joc al clujenilor, accidentat și astfel Toni Katic a fost achiziționat de urgență pe un contract scurt. Katic ulterior nu a mai rămas la UBT Cluj, în timp ce aici Edi Petrescu ratează finalizarea pe semicârligul de stânga. Se întoarce acum însă în Liga Națională de Basket. În cele 3 jocuri de calificare anul trecut pentru UBT Cluj, Katic, care controlează aici mingea și se duce pe o pătrundere pe care o finalizează, a avut 14 puncte cu 2,3 recuperări și 3 pase decisive. Meciuri excelente făcute atunci de către Toni Katic, unul dintre factorii decisivi la calificarea alb-negrilor în grupele Ligii Campionilor. A intrat între timp și americanul Eric McClellan pe teren pentru Timișoara. Sub panou este Petrescu, blocat de către moldoveanu. Mandache dă drumul la minge pe contraatac, nu poate să recepționeze însă Dante Ingram. Iar acum McClellan controlează Nuca de Cocos pentru Timișoara. Vrea să-l atragă pe Grasu într-o situație de izolare.
Eric McClellan accelerează, intră în 3 secunde și cu toată opoziția lui Ștefan Grasu înscrie primele sale 2 puncte. 22-16 pentru SCM Timișoara. Toni Katici, Vlad Moldoveanu către Mandache. Mandache cu o pasă greșită, intercepția este a lui Mirković. Mandache revine însă și bagă mâna în buzunar lui Mirković. Pasează spre Moldoveanu. Fentează aruncarea de 3, primește și înscrie cu faul Dante Ingram. Cât de bine a absorbit contactul cu Nicola Gaici, aflat la prima greșeală personală. Iată aici momentul în care Ingram rezistă și după ce scoate faultul, pune și mingea unde trebuie pe panou pentru 2 puncte în favoarea lui Dinamo, care are posibilitatea să se apropie la 5 în cazul în care Ingram marchează și aruncarea liberă suplimentară de care va beneficia. Dante Ingram în actualul sezon 9,8 puncte în medie pe întâlnire, 88% procentajul la linia de fault. Este odihnit acum, intră Marquis Harrison. Și el revenit în Liga Națională de Basket după ce în urmă cu 2 sezoane jucase pentru CSU Sibiu. A fost multă vreme chiar cel mai bun marcator al sibienilor. McClellan, 5 secunde rămase din atac, McClellan aruncă dezechilibrat, scutură plasa din nou. Mai e o șansă totuși pentru Dinamo, cu 6 secunde până la finalul unui sfert, care este întrerupt de un fault al lui Năsturescu. Fault inteligent făcut de Toni Năsturescu, pentru că echipa sa mai avea unul de dat. Iar dacă încasează el greșeala personală cu numărul 2, oprește însă fluiditatea acțiunii celor de la Dinamo, care au 5 secunde să repună și să arunce. Harrison trimite pentru Toni Katici, Katici scapă mingea de sub control, o ultimă șansă pentru Gajovic, care dă drumul la timp acestei aruncări, însă nu poate să marcheze. Și primele 10 minute se încheie cu scorul de 26-19 pentru SCM Timișoara, o formație care caută să o învingă pe Dinamo pentru a 5-a oară consecutiv. Dinamoviștii n-au mai câștigat contra timișorenilor de la un meci disputat înainte de oprirea sezonului 2019-2020. În martie 2020 Dinamo câștiga cu un 91-87 ultima oară împotriva celor de la SCM Timișoara. De atunci victorii pe linie pentru echipa antrenată de către Dragan Petricevici. Vreau, Dragan Petricevici este și selecționerul Naționalei României, care în fereastra de calificare pentru Eurobasket 2025 a obținut o victorie în Cipru, victorie la 3 puncte, și a pierdut în Portugalia. Dacă de Cipru a trecut la Nicosia la o posesie, în schimb cu Portugalia înfrângerea a fost la 30 de puncte diferență și România are șanse destul de mici să se mai califice în faza următoare. Are o șansă să ajungă la baraj în cazul în care Portugalia câștigă tot, termină pe prima poziție, pentru că până acum Portugalia este neînvinsă. Însă România mai are de jucat cu Cipru și cu Bulgaria, ambele partide pe teren propriu. Dacă reușește să se impună în ambele, contează să bată Bulgaria la o diferență mai mare decât a pierdut în confruntarea tur, și astfel ar termina pe locul al doilea și ar trebui să aștepte să vadă dacă este una dintre cele mai bune 6 echipe clasate pe locul al doilea pentru a disputa un baraj. O mică rectificare, că am zis 3 puncte, la 4 puncte a câștigat Naționala României meciul din Cipru. A fost 69-65 acea întâlnire. Aici jocul se va relua de la scorul de 26-19 în favoarea lui SCM Timișoara. Harrison este cel care repune. Toni Katici, minge interceptată de către McClellan și este posesie pentru Timișoara.
prea ușor parcă a pierdut aici posesia Toni Katic. Două puncte astăzi, o recuperare, o pasă decisivă pentru el în încercarea de a recupera imediat posesia pentru formația. Asta era să-l și faulteze pe adversarul său. Timișoara în atac cu Eric McClellan. McClellan așteptând blocajul lui Petrescu, trimite o minge care până la urmă este trimisă în coș. Un coș valabil al lui Alexandru Maticiuc. Addison a vrut fault. A vrut pași, pardon, fault i s-a dat, dar a vrut abatere de pași la Maticiuc, care completează toate cele trei puncte la aceeași acțiune și Timișoara conduce la 10. Katic, moldoveanu. Mandache pentru Addison. Grasu înapoi pentru Mandache. O pasă pe care a vrut să o strecoare în spațiul de 3 secunde, interceptată până la urmă de Nicola Gaic. 3 puncte astăzi pentru Gaic. Primește McClellan prin blocajul lui Edi Petrescu. McClellan l-a văzut bine pe Petrescu, care probabil însă nu se aștepta la această pasă. Contraatacul lui Dinamo cu Marquis Addison. Paravanul lui moldoveanu, Addison pentru Vlad Moldoveanu, este faultat și vor fi două libere. Are șansa să-și treacă în cont primele sale puncte în această întâlnire, Vlad Moldoveanu. Vlad Moldoveanu aflat la ultimul sezon din carieră, cel puțin așa a anunțat că acesta va fi ultimul campionat în care mai evoluează fostul internațional român, revenit în campionatul intern în 2016. În acel sezon 2016-2017 a câștigat și titlul alături de UBT Cluj. A plecat ulterior în Grecia, a suferit însă o accidentare care l-a ținut departe de parchet. În ultimele două sezoane a evoluat pentru CSU Voluntari, anul trecut ajutând formația ilfoveană să ajungă până în finala Ligii Naționale. 12,3 puncte pe întâlnire a avut în sezonul precedent, în timp ce Nicola Gaic marchează pentru Timișoara. Gaic, jucător păstrat de către Dragan Petricevici din sezonul anterior la SCM Timișoara. Gaic are deja 4 sezoane la activ în Liga Națională de Basket. A debutat la Pitești, are să îndratează aici de 3. Acesta este al treilea an al lui Gaic la echipa bănățeană. McClellan pe mâna stângă se oprește, aruncă de la semidistanță, trimite în panou, recuperează Mandache, care caută să apese aici pe pedala de accelerație, scoate faultul și sunt două puncte valabile plus o aruncare liberă suplimentară pentru Andrei Mandache. Excelent a știut acolo cum să scoată greșeala personală la Igor Cheșar. Mandache cu 4 puncte și 3 recuperări până acum. Iese McClellan, intră Djokovic. Asta pentru Timișoara. Mandache transformă și libera. La 24 este scorul în momentul de față. Ilia Djokovic. Lazar așează blocajul, minge la Cheșar, din nou Djokovic. Lazar se lupta cu Tielman pentru poziție. Djokovic dă drumul acestei pase, dar este fault ofensiv pentru un blocaj în mișcare. Posesie pentru Dinamo după ce Loții Lazar a fost sancționat aici cu al doilea său fault. Katic, Mandache. Blocaj așezat de Tillman, mingea pentru Addison. Addison pe pătrundere, îl vede pe Mandache, o lasă să zboare și e plasă. 3 puncte pentru Andrei Mandache, un total de 8.
și Dinamo se apropie la 4 lungimi după ce puțin mai devreme Timișoara tocmai se distanțase la 10, 6 puncte consecutive înscrise de către Andrei Mandache și un timp de odihnă pe care îl solicită astfel Dragan Petricevici. Cu 7 minute și 20 de secunde rămase până la finalul sfertului cu numărul 2. Aminteam tot în această etapă cu numărul 6, Conferința A se joacă astăzi la Cluj, duelul dintre UBT Cluj și CSM Târgu Jiu. În mod normal este o partidă pe care clujenii ar trebui să o controleze. Au deja 8 puncte avantaj, startul sfertului 2, 23-15, scorul acolo. Și se mai joacă în această seară CSU Voluntari Steaua București de la ora 20 în direct pe Prima Sport 2. Mâine Laguna primește vizita lui CSM Galați, care a pierdut pentru prima oară în actualul sezon. Galați, una dintre surprizele plăcute ale startului de campionat, a pierdut pentru prima oară pe teren propriu la primul meci jucat acasă. Mai avea o înfrângere contra lui Dinamo în etapa inaugurală după prelungiri. În rest, 3 victorii pentru echipa antrenată de Florin Nini. Craiova primește vizita Sibiului într-un meci care are loc tot mâine în sala sporturilor din Craiova, iar Oradea joacă acasă cu CSM Constanța. Harrison trage aici de 3 și o face cu precizie, făcând ca diferența dintre cele două formații să scadă la o posesie. Meciul dintre Oradea și Constanța, spuneam, se vede mâine de la ora 19 pe Prima Sport 3. Ultimele două confruntări ale etapei urmând să se desfășoare duminică. Ilia Djokovic găsește răspunsul și oprește parțialul de 9 puncte consecutive pentru Dinamo. CSM Târgu Mureș Rapid, duminică, și FC Argeș Pitești Petrolul Ploiești, tot atunci, un meci transmis în direct de Prima Sport 3 de la ora 18. Fault aici pe urmărire, un fault la Cheșar, după o ratare de la 3 puncte a lui Marquis Harrison. Nu cred că greșesc eu, cred că s-a dat invers de fapt, cred că s-a dat la Jeremiah Tillman. Da, este posesie pentru Timișoara. Djokovic așteaptă pe Lazar, abatere de picior la Harrison. Atacul va fi resetat la 14 secunde și posesia este pentru Timișoara. Abatere de picior, 14 secunde pentru atacul. Gajovic, Djokovic depășește pe Tillman. Cheșa dă drumul excelent la minge. Gajovic liber la 3, scutură plasa. Foarte bine a circulat mingea în ofensiva al violeților. În cele din urmă, Nicola Gajovic punctează de la distanță. Mandache, Tillman. Tillman cu doi oameni pe el, întoarce pentru Grasul, liber la 3, aruncare urmărită de către Ilia Djokovic. A doua recuperare pentru Djokovic, care mai are astăzi 12 puncte și 4 pase decisive deja. Djokovic, prin blocajul lui Cheșar, este fault. Un fault comis de către Dinamo, care va păstra Timișoara în ofensivă. Greșeală personală pentru numărul 23 de la echipa roșu. Faultul este la Jeremiah Tillman. Tillman este la a doua greșeală personală, iar arbitrii merg și la masa oficială pentru a revedea această acțiune. Poate fi greșeală antisportivă dacă oficialii găsesc o lovitură intenționată aplicată de către Tillman. Marius Ciulin și Dragoș Nicolae sunt la sistemul de reluare instant. A treia greșeală personală din Dinamo București în acest fel. 3 la 3 la greșelile de echipă. 5 minute 16 până la pauza mare, pe care o începem cu aruncările de 1000 de euro.
au nevoie de dovezi clare pentru a întoarce ceea ce în teren s-a dat drept fault de joc. Rămâne de văzut dacă vor considera totuși că Tillman aici a vrut să lovească pe Cheșar. Sincer, din unghiul pe care l-am avut, nu e nimic clar. Nu știu dacă va fi mai bun cel pe care îl studiază acum Marius Ciulin și Dragoș Nicolae. Sincer, mă aștept să rămână faul de joc, dar să vedem. Faul de joc, da? Faul de joc la Jeremiah Tillman. A doua greșeală personală pentru pivotul american. A treia de echipă pentru Dinamo. Ambele formații mai au un faul de dat până la finalul acestui sfert cu numărul 2, care se reia de la scorul 37-29 pentru Timișoara. Djokovic. Blocaj fals al lui Lazar. Djokovic îl servește din nou, dar nu poate să finalizeze Lazar. Nici aruncarea lui Gajovic nu are mai multă precizie. A recuperat Grasu. Și Toni Gatici acum îi face semn lui Arison să traverseze. Primește Arison de la moldoveanu. N-are pe nimeni în cartierul vecin. Aruncarea este însă urmărită de către Djokovic pentru a treia oară. Rămâne cu doar 3 puncte astăzi Marquis Arison, deși a avut multiple oportunități să înscrie de 3. Irosește o aruncare de la distanță și Djokovic. Mandachi. 2 din 4 astăzi din acțiune pentru Mandache. Arison pentru Grasu. Excelent, a lăsat pasa. Grasu ratează dintr-o poziție dificilă după contactul cu Lazar. Ștefan Grasu venit astăzi de pe bancă. 2 puncte, una din 4 din acțiune. Cheșar acum pentru Gajovic. Și este faultul lui Mandache. Andrei Mandache la prima greșeală personală, ultimul foul de dat pe care îl mai avea Dinamo în sfertul cu numărul 2. Își recunoaște aici greșeala Mandache. Discuție între Dragan Petricevic și Marius Ciulin. Repunerea este din lateral pentru Timișoara. Cheșa. Djokovic. Djokovic pe coș, protejează de lângă Grasu și cu toată opoziția românului, Ilia Djokovic găsește efectul corect imprimat pe această minge pentru a ajunge la 14 puncte înscrise. 5 din 6 din acțiune are Djokovic. N-am ajuns încă nici la pauză. Diverse formații din campionatul Greciei, cea mai cunoscută fiind Marusi. Grupare care pe final de anii 90, în începutul anilor 2000, era între cluburile puternice din campionatul Greciei. Marusi, formația aflată într-o suburbie a Atenei, și a început cariera de antrenor ca asistent al lui Peristeri. Și a fost la un moment dat principal și la Panathinaikos. E drept doar pentru jumătate de sezon. Altă jumătate de sezon principal la AEK Athena. Și aminteam înainte să devină asistent al Naționalei Greciei. A fost principalul celor de la Peristeri. Tot la Panathinaikos a fost asistent preț de 2 sezoane și jumătate. Din această postură, câștigând de 2 ori Liga Greciei. 2 puncte pentru Vlad Moldoveanu, după o pasă care a venit excelent pentru jucătorul român. 39-31 cu Ilia Djokovic, care găsește aici omul liber și sunt 3 puncte de la Alexandru Maticiuc. Este cea mai mare diferență de scor înregistrată între cele două echipe pe parcursul meciului. Cornel Edge, cu noroc, mingea ajunge la Marquis Arison. Vlad Moldoveanu, tot pentru Edge. Edge pe mâna dreaptă cu om pe el. I-a alterat suficient acolo aruncarea Djokovic pentru a-l face să rateze. Lucru care se întâmplă și cu Arison după recuperare ofensivă. Și Maticiu prinde pentru Timișoara. Djokovic, foarte bună pasa, dar irosește Edi Petrescu, o frumusețe de servire pe care o primise de la Ilia Djokovic. Edge este faultat.
Djokovic la prima greșeală personală. Greșeală personală antisportivă. Se dă greșeală antisportivă chiar. Au considerat arbitrii că intervenția lui Ilia Djokovic a fost după ce Edge l-a depășit fără a mai avea vreo intenție să joace această minge. Un antisportiv care îl pune pe Darnell Edge la linia de foul pentru două aruncări. Ajunge la 5 puncte în momentul de față dinamovistul. Posesia va rămâne tot pentru alb-roșii. Darnell Edge, aminteam, cel mai bun marcator al lui Dinamo în actualul sezon. 14,3 puncte în medie pe întâlnire pentru acest jucător american. A dus și el în această vară la Dinamo. De altfel, niciun străin din sezonul anterior nu a mai fost păstrat de către Dinamo. Addison, Edge. Căutat acolo pasa la interior pentru moldoveanu, a venit însă intercepția lui Gajovic, care scoate aici pentru Djokovic. Gajovic liber la 3, iese din coș, Petrescu voleibolează până la Cheșar, care prinde pentru Timișoara. Gajovic lasă cu pământul pentru Edi Petrescu și este faultat. Două aruncări libere urmează pentru Edi Petrescu după această greșeală personală care este dată la Vlad Moldoveanu. Două aruncări libere pentru echipa noastră. Le execută 22. 3 puncte în medie pe partidă pentru Edi Petrescu în actualul sezon. 23 de ani are jucătorul român, care se află la a doua stagiune în echipamentul lui SCM Timișoara. A venit la începutul sezonului anterior de la CSM Oradea, acolo unde a jucat în 3 sezoane. A debutat în 2017 în Liga Națională de Basket la CSU Sibiu. Edge. O pasă greșită, interceptată de către Djokovic. Djokovic o vrea de 3. O are! Câtă încredere pentru Ilia Djokovic, care pe contraatac se oprește în spatele arcului de cerc și reușește să finalizeze. Moldovean. Addison pentru Edge. Edge înapoi spre Ingram. Ingram rămâne apărat de Edi Petrescu. Pe piruetă aruncă și înscrie cele două puncte. 9 pentru Dante Ingram. 1 minut și jumătate până la finalul sfertului 2. Djokovic. Supanou pentru Cheșar și vor fi două libere. Vedem încă o dată acțiunea cu pasa aceluiași Ilia Djokovic și venirea cu întârziere a lui Andrei Madache, care îl faultează pe Igor Cheșar. 13 puncte pe meci are Igor Cheșar în actualul sezon. El este al doilea marcator al Timișoarei după Ilia Djokovic. Astăzi a fost primul meci în care Cheșar nu a fost folosit ca titular de către Dragan Petricevici în Liga Națională de Basket. Aminteam, Timișoara a angrenat pe două planuri, atât intern cât și european, în actualul sezon. Joacă în Alpe Adria Cup. E drept o competiție nu foarte cunoscută, însă care atrage câteva echipe interesante la start. Multe spuneam din fostul spațiu iugoslav, dar nu numai. Aruncă aici Addison, avem un fault însă la urmărire împotriva timișorenilor. Alpe Adria Cup, o competiție formată în 2015. Erau atunci 8 echipe care au participat la sezonul de debut. Ultima oară Alpe Adria Cup a fost câștigată în 2022 de către Patrioti Levice din Slovacia.
Timișoara este acum prezentă în sferturile de finală ale acesteia în actualul sezon. Ilia Djokovic. Gajovic. Keșar cu blocajul, Edi Petrescu, tot pentru Igor Keșar, care obține încă două aruncări libere. Foarte bine a venit acolo pasa de la Edi Petrescu. Iar Igor Keșar s-a descurcat, astfel încât să scape inițial de adversar și să producă ulterior contactul care îl pune la locul din care are un procentaj de 64% în actualul sezon. Ratează aici prima aruncare liberă. Igor Keșar, aflat la prima sa experiență în Liga Națională de Basket, a fost adus în vară de către SCM Timișoara. Ultima echipă pentru care evoluase a fost Pelister din Macedonia de Nord. Multe formații schimbate de-a lungul carierei. Minge acum pentru Vlad Moldoveanu. Moldoveanu, aruncare pe care tot el o urmărește, scoate pentru Ingram. Ingram o caută de afară. La recuperare este Gajovic, care obține și faultul la Addison. Și Nicola Gajovic îl păcălește astfel pe Addison, obținând două aruncări libere aproape gratuit. Dinamo se află în penalizare. Ați văzut acolo cum i-a prins brațul ca într-o menghină Marquis Addison lui Nicola Gajovic. N-avea de ce să facă așa ceva. A fost foarte simplu pentru arbitrii să vadă acest lucru. Vă reamintesc brigada formată din Marius Ciulin din Constanța, oficialul care a fost prezent și la Eurobasket 2022, oficind partide din cadrul campionatului european, Dragoș Nicolae și Octavian Goina. Dragoș Nicolae este din București, Octavian Goina din Oradea. Katic pentru Moldoveanu. Addison, înapoi pentru Toni Katic. 4 secunde diferențiază timpul de joc de timpul de atac. Toni Katic prin blocajul lui Grasu. Katic accelerează și pune mingea pe panou unde trebuie. 3 secunde și jumătate rămase până la finalul sfertului și time au cerut de către Dragan Petricevici în încercarea de a mai găsi o ultimă schemă care să... Sistemul cu două conferințe aplicat odată cu actuala stagiune. Timișoara a întâlnit CSU Voluntari în prima rundă a play-off-ului și a fost eliminată după două meciuri. Înfrângere în județul Ilfov, 72-95 și apoi 68-79 pe teren propriu. Aminteam odată cu actualul sezon. Regulamentul Federației Române de Basket a făcut ca echipele să fie împărțite în două conferințe de câte 9 formații, iar primele 5 din fiecare conferință avansează în top 10 și continuă lupta pentru play-off. O ultimă șansă pentru Timișoara pe finalul sfertului cu numărul 2. Ilia Djokovic aruncă aici pe sirenă, ia partea din fața inelului și balansarea este oportună pentru el. Întrebarea este dacă mingea a atins panoul sau cronometrul de atac. Marius Ciulin face semn că ceasul de atac este cel din care a intrat în coș aruncarea lui Djokovic, așadar aceasta nu este valabilă, dar ar mai fi trebuit să fie vreo 4-5 pentru Dinamo, nu se dau. Coșul nu este așadar valabil, e pauză la Timișoara, 48-39 în favoarea timișorenilor, cu 17 puncte marcate de către Ilia Djokovic, cel mai bun realizator al confruntării. 3 și 2, 3, 2323, 30 de secunde, repriza a doua, prima posesie, Timișoara. Avantaj de 9 puncte pentru SCM Timișoara după prima repriză a meciului cu Dinamo București, care deschide etapa cu numărul 6 din Liga Națională de Basket. O ratare aici a lui Ilia Djokovic, cel mai bun marcator al confruntării, 17 puncte pentru el în prima jumătate. Minge aici pentru Grasu, foarte bună frâna lui Grasu și o pătrundere finalizată de către Dante Ingram, care ajunge la 11 puncte. Ingram este cel mai bun marcator al lui Dinamo,
11 puncte cu 5 din 6 din acțiune pentru Dante Ingram, alături de 3 recuperări. Nu are însă vreo pasă decisivă. Djokovic, în schimb, cel care dă drumul aici la minge, a trimis 6 serviri pentru coechipierii săi. Recuperarea ofensivă a lui Năsturescu. Djokovic din nou prin blocajul lui Mirković, fentă de pasă, dar ratare din apropiere. A făcut totul foarte bine Mirković, mai puțin finalizarea, dar este ajutat de către Gajovic, care pe a doua șansă reușește să înscrie pentru Timișoara. Edge. Pe mâna stângă, Edge, moldoveanu, trimite pentru Dante Ingram, aruncare de la semidistanță perfectă. Ingram începe să se încălzească în startul acestui sfert cu numărul 3. Și din nou rămâne un ecar format dintr-o singură cifră între cele două echipe, cu Adam Mirković înmânându-i mingea lui Nicola Gajić. Djokovic schimbă partea pentru Gajić. Gajić aici este faultat de Mandache, aflat la a treia greșeală personală. Un Andrei Mandache care a contribuit astăzi cu 7 puncte și 3 recuperări, alături de o pasă decisivă. Primește Mirković. Interceptează moldoveanu. Contraatacul lui Dinamo cu Darnell Edge, care l-a fixat pe Năsturescu. Ulterior îl atacă, a cerut un fault pe care nu l-a primit. Pasă foarte bună pentru Gajović, care taie precum cuțitul fierbinte prin unghi. Sunt 2 puncte din nou pentru Timișoara. Gajić ajunge la 13 puncte. Nicola Gajić, 13 puncte, 3 recuperări, 2 pase decisive. Dante Ingram, mai departe pentru o pasă din săritura lui Edge. Trage Ingram airball de această dată după două acțiuni dificile pe care reușise să le finalizeze. Dante Ingram de această dată destul de liber la 6 metri și 75 de centimetri. Nu atinge nici măcar instalația, iar Gajić este cel care repune pentru Timișoara. Primește Mirković. Djokovic greșește această pasă. Interceptează Darnell Edge. Mandache pentru moldoveanu. Moldoveanu înapoi la Edge. Blocajul așezat de Vlad Moldoveanu. Edge reprimește de la Mandache. Caută să-l fixeze aici pe cash. Ar trage de 3 la recuperare. Este Adam Mirković care prinde pentru prima oară. Djokovic. Năsturescu o caută de 3. Se luptă și prinde Dante Ingram. A fost mai rapid decât Năsturescu. Mandache acum pentru Ingram. A vrut să-l servească pe moldoveanu. A băgat mâna la timp Mirković. A interceptat Năsturescu. Mirković primește de la Djokovic. Ratează aruncare de sub panou. Cheșar pe a doua șansă este împins și va beneficia de 2 aruncări libere. Un singur punct astăzi marcat de Igor Cheșar. O recuperare și 2 pase decisive. Greșeala personală este a lui Ștefan Grasu. 2 faulturi comise de Ștefan Grasu în meciul cu Timișoara. Igor Cheșar, spuneam, al doilea marcator al celor de la SCM Timișoara în actualul sezon, selecționat în All-Star Game-ul Bulgariei în 2018. La vremea respectivă juca pentru Balkan Botevgrad. A fost nominalizat în cel mai bun 5 al campionatului Serbiei cu un sezon înainte, pe vremea când juca pentru Spartak Subotica. Spuneam, venit la SCM Timișoara în această vară după ce jucase la Pelister în Macedonia de Nord în sezonul precedent. Faultul lui Mirković l-a îmbrâncit aici pe moldoveanu în încercarea de a nu-l lăsa pe Vlad Moldoveanu să ajungă la așezarea blocajului. Flotare suplimentară făcută acolo de Vlad Moldoveanu pentru a se ridica de pe parchet. Primește Edge. Moldovean cu boltă pentru un Tillman care nu se mai uita la minge
Ce bine îi trimisese lobul Vlad Moldoveanu, însă Telman cred că s-a păcălit și a crezut că Moldoveanu a aruncat la coș, pentru că deja își luase o poziție care mă face să mă gândesc că voia să-și țină în spate adversarul pentru a încerca să recupereze ofensiv. De fapt, pasa îi venea lăsându-l mai departe aproape singur cu inelul. Djokovic, întâmpinat bine de Tillman, care a dat din picioare cum trebuie și a obturat spațiul de pătrundere. Primește Gaici. Gaici pentru Keșar. Keșar pe mâna dreaptă, se oprește, fentează, aruncă peste Tillman, o face scurt. Recuperarea este a lui Dante Ingram. Edge îl atacă pe Keșar, apare Ingram care plutește și înscrie încă două puncte pentru Dinamo. 53-45 în favoarea lui SCM Omar Mozarbet Timișoara, acesta fiind numele complet a echipei antrenate de către Dragan Petricevici. Tillman este la a treia greșeală personală. Asta este un moment al deciziei acum pentru Sotirios Manolopoulos. Întrebarea este ce va face Manolopoulos, îl va lăsa pe Tillman să joace cu 3 faulturi în acest sfert al treilea, din care au mai rămas 5 minute și 16 secunde, sau îl va retrage pe bancă. Prima variantă este cea aleasă până acum de către Manolopoulos. S-a întors Eric McClellan pe parchet pentru Timișoara. Gaici trage de 3, la recuperare Mirković, împinge însă doar până la Dante Ingram, care caută să pornească pe contraatac. Pasa este însă direct în brațele lui Mirković, care interceptează. Gaici îl prinde acolo în mișcare pe Dante Ingram. A treia greșeală personală și pentru Ingram. Încep să aibă probleme cu faulturile jucătorii lui Dinamo. Ultimul faul de dat pe care îl mai avea Dinamo, așadar de acum înainte Timișoara este în bonus până la finalul acestui sfert al treilea. Djokovic n-a marcat încă sfertul cu numărul 3, o face acum însă după ce descongestionează traficul și găsește cumva din cădere o aruncare cu grad de dificultate la nivelul tavanului. 55-45. Vlad Moldoveanu pasă cu podeaua oprită cu piciorul de către Mirković. Va fi atac nou de 14 secunde pentru Dinamo. Vlad Moldoveanu astăzi 6 puncte, 4 recuperări. Repet, vine după ce înainte de întreruperea campionatului a stabilit cea mai bună prestație stagională pentru el, 23 de puncte în meciul contra fostei sale formații CSU Voluntari, într-o victorie la 4 lungimi pe teren propriu al lui Dinamo. Recuperare ofensivă a lui Tillman și mai departe, inelul este agresat. Asta poate să facă foarte bine Jeremiah Tillman, un jucător cu niște calități fizice extraordinare. Surprinzător sau nu însă, pivotul lui Dinamo la faza de mai devreme a obținut abia prima recuperare în întreaga întâlnire. McClellan, grea această pasă, interceptată de Harrison cu ajutorul lui Moldovean. Edge pentru Moldoveanu, o vrea de 3. La urmărire sare contra timp Dante Ingram, prinde McClellan. Avea poziția bună acolo Ingram, dar s-a ridicat prea devreme de pe podea. Djokovic sub panou, faultat Lazar. Vor fi 2 aruncări libere pentru el. Dacă este la Ingram, e a patra greșeală personală. Da, Dante Ingram sancționat cu faultul numărul 4 și astfel cel mai bun marcator al lui Dinamo, 15 puncte în acest meci. Cred că va merge pe bancă pentru aceste ultime 3 minute și jumătate din sfertul 3 și pentru startul sfertului 4 în mod normal. Două aruncări libere pentru Loții Lazar, capitanul celor de la SCM Timișoara. Lazar în actualul sezon, procentaj de 70% la linia de libere. Îl încurajează Sotiris Manolopoulos pe Dante Ingram. Probabil că îi transmite să își păstreze intensitatea, pentru că va avea cu siguranță nevoie de el în sfertul al patrulea. Fanii timișoreni aplaudă această nouă distanțare a leilor din Banat. Sunt 10 puncte diferență după ce Loții Lazar, purtat de suporteri și pe marginea terenului și în tribune,
cu acea figură uriașă, inspirată după modelul NBA acum câțiva ani, în timp ce aici nu iese alley-oop-ul, dar e fault asupra lui Tillman. Ambele libere transformate, spuneam, și distanțare la 10 puncte pentru Timișoara. Două aruncări acum pentru Tillman. Foarte bine a venit pasa de la Marquis Harrison. Lazar este cel care l-a faultat pe jucătorul american. La linia de foul, 56% procentajul unui Jeremiah Tillman, care are 8,2 puncte și 3,8 recuperări în medie pe confruntare în actualul sezon. Tillman este la primul angajament în afara Statelor Unite ale Americii. Un jucător tânăr, un jucător de 24 de ani, care a evoluat în Liga de Dezvoltare a NBA în sezonul precedent la Lakeland Magic, formație care este satelitul lui Orlando Magic. A avut acolo 9,7 puncte cu 5,2 recuperări în medie pe confruntare. Djokovic, Gajić, o caută de 3, o găsește. Nicola Gajić cu precizie le cere fanilor să-și susțină mai frenetic această echipă a Timișoarei, care se distanțează la 12. Gajić ajunge la 16 puncte înscrise. Harrison, doar 3 puncte astăzi pentru Marquis Harrison. Pasă trimisă către Edge, faultat de Djokovic. Un faul tactic făcut aici de către Ilia Djokovic, a doua greșeală personală. Timișoara mai avea 2 de dat, iar în momentul în care Djokovic s-a simțit depășit de Edge, a preferat să comită acest faul pentru a întrerupe atacul lui Dinamo, reluat acum cu repunerea către moldoveanu Darnell Edge. Edge cu piciorul pe linie, 2 puncte pentru Dinamo, 8 puncte în total pentru Darnell Edge. Djokovic sub panoul aluții Lazar, rezistă contactului cu Edge, are însă avantajul înălțimii atunci când ajung să joace, mai ales sub panou. Clar este mai bine pentru Loții Lazar în acea zonă. Pasa lui Mandache pentru Tillman, refuzat de către Loții Lazar. Încă o șansă pentru Jeremiah Tillman, caută să pună umărul pe Lazar, dar scapă mingea de sub control. Loții Lazar, ultimul care a atins-o totuși. Rămâne posesie pentru Dinamo București cu mai puțin de 2 minute până la finalul acestei partide, da? Până la finalul sfertului 3, scuzați. Este din Lazar această minge trimisă în afara terenului. Repune Mandache și este fault ofensiv. Au continuat acolo șicanele între Tillman și Lazar, iar Tillman îi aplică un procedeu de lupte lui Loții Lazar și este sancționat de către arbitri cu a patra greșeală personală. Al doilea jucător cu 4 greșeli personale pentru formația antrenată de Sotiris Maniolopoulos. Un ansamblu folcloric astăzi prezent în Arena Constantin Jude din Timișoara pentru a întreține atmosfera în momentele de întrerupere și pentru a-i susține în același timp, așa cum ați văzut, pe Lei Bănățeni. McClellan, aruncare de la semidistanță, recuperată de către Vlad Moldoveanu, aflat la a cincea minge culeasă astăzi de sub cele două panouri. Edge îl depășește pe McClellan, strânge Mirković. Edge păstrează dribblingul viu, îl angajează pe Grasu. McClellan lângă el, Grasu caută să pună dulapul pe el, se întoarce, fentează, pasează, însă o face în brațele unui Laszlo Lazar, care ajută la această intercepție. Eric McClellan pentru Laszlo Lazar, în doi timp recepționează, Lazar îl angajează pe Mirković și este un nou fault al lui Dinamo. Darnell Edge cu prima greșeală personală oferă două libere Timișoarei. Este prima greșeală personală, două aruncări libere pentru Adam Mirković. Adam Mirković, 5 puncte astăzi. Toni Katic pregătit să revină pe teren pentru Dinamo. Mirković în actualul sezon
are un procentaj de 72% la linia de libere, 8,5 puncte în medie pe întâlnire. Și el un basketbalist păstrat din stagiunea anterioară la SCM Timișoara, este deja al patrulea an care evoluează sub comanda lui Dragan Petricevici la această formație. Addison, Katic, Katic cu podeaua pentru Ștefan Grasu, are răbdare și plăcuțele de frână pare că au fost proaspăt schimbate de Ștefan Grasu, care i-a dat liftul adversarului și mai departe finalizează din apropiere. Dinamo se apropie din nou la 12 lungimi. Eric McClellan îi face semn lui Lazar să plece de acolo. Vrea să joace izolat, deși Dinamo se apără în zonă. McClellan pătrunde, strânge Katic. McClellan pune prea tare mingea în panou, dar pregătit să curețe mizeria este Laszlo Lazar, care voleibolează și aduce încă două puncte pentru Timișoara. Un total de 8 pentru Lazar astăzi. Cronometrul de atac oprit, Dinamo poate ține mingea până la finalul sfertului cu numărul 3. Toni Katic, faultat de către McClellan. McClellan este la prima greșeală personală. Avea un fault de dat însă cei de la SCM Timișoara, astfel că intenția lui McClellan a fost clară de a împiedica aici acțiunea fluentă pentru Dinamo București. Al roșii cu o nouă oportunitate, Toni Katic, de lângă Maticiuc, aruncă dezechilibrat, mingea iese din coș, recuperează inițial Ștefan Grasu, dar nu mai e timp de aruncare. Și astfel se termină sfertul cu numărul 3, Timișoara reușește să rămână în avantaj, ba chiar își mărește egalul față de cele pe care, față de cele 9 puncte pe care le avea la pauză. Sunt acum 14 pentru formația din Banat. Vă reamintesc, după încheierea acestei confruntări, de la ora 20 avem duelul dintre CSU Voluntari și Steaua, tot aici pe Prima Sport 2. Mâine de la ora 19, în aceeași etapă cu numărul 6, se joacă în noua arenă din Oradea confruntarea dintre CSM Oradea și CSM Constanța. Colegul meu Radu Abramescu vă așteaptă pentru acea dispută, iar eu vă dau din nou întâlnire apoi la meciul de duminică de la ora 18, atunci când, tot pe Prima Sport 3, FC Argeș-Pitești întâlnește Petrolul Ploiești. Săptămâna viitoare, două partide din Eurocup. Avem mai întâi marți de la ora 20 pe Prima Sport 1 întâlnirea dintre JL Burg și Bursaspor, o partidă între două dintre adversarele lui UBT Cluj în grupa din care campioana României face parte în Eurocup. Meciul se joacă la Equinox Arena din Bourg-en-Bresse, iar miercuri de la 19:30 de minute UBT Cluj Germanii Brescia, tot pe Prima Sport 1. La finalul săptămânii următoare fiind programate alte două confruntări din Liga Națională de Basket. Mai întâi sâmbătă de la ora 18, un meci care se va vedea pe Prima Sport 1, Steaua Timișoara, iar apoi duminica cealaltă de la ora 20 pe Prima Sport 2, poate cea mai atractivă partidă, cel puțin până în momentul de față, a Ligii Naționale de Basket, pentru că sunt singurele echipe până acum neînvinse, posibil să fie la fel și la momentul întâlnirii respective, duelul dintre Rapid București și UBT Cluj. Așa cum am spus-o și în prima repriză, știu că sunt multe informații, pentru a fi mai ușor pentru dumneavoastră, în fiecare zi de meci încerc să amintesc partidele transmise printr-un story pe conturile personale de pe Instagram sau Facebook. Mă puteți urmări cu un simplu follow la Cosmin Petrescu pe oricare dintre cele două rețele de socializare. Jocul reluat între timp este Marquis Harrison, care nu se înțelege cu Ștefan Grasu. Pasă dată direct în out de către Marquis Harrison și este a 14-a minge pierdută pentru Dinamo, cu 5 mai multe față de SCM Timișoara. McClellan, 4 puncte cu 2 recuperări astăzi pentru americanul Eric McClellan, care caută să-l atace pe moldoveanu, pasează sub panou, ratează de acolo Mirkovic, care a cerut un foul pe care nu l-a primit. Recuperarea este a lui Toni Katic. Katic pentru Harrison. Tot Katic, din nou Harrison. Harrison obține faultul aici.
Una din 7 din acțiune astăzi pentru Marquise Harrison, cu 0 din 4 la aruncările din spatele arcului de cerc. N-a fost deloc o zi fericită pentru basketbalistul american, care, vă spuneam, se întoarce în Liga Națională de Basket după ce a jucat în urmă cu 2 sezoane la CSU Sibiu. Katic. McClellan stă aproape de el. Primește Harrison. Grasu cu blocajul. Harrison pentru Katic. O lasă să zboare și găsește cuibul. Triplă pentru Tony Katic. 7 puncte în total. Dinamo încă este în meci. Eric McClellan. McClellan aproape să scape mingea de sub control, aruncă până la urmă de 3, o face prea lung, Grasu recuperează pentru a treia oară. Dinamo poate să coboare din nou diferența la una formată dintr-o singură cifră dacă marchează aici. Mandache pentru Harrison, din nou Mandache. Blocajul lui Grasu, Mandache păstrează în continuare driblingul viu. Ștefan Grasu, 4 secunde din atac, întâmpinat de Lazar, aruncă dezechilibrat. Mingea este recuperată de către Gaici pentru a 5-a oară și Timișoara reușește să scape fără coș primit. Faultul lui Grasu asupra lui McClellan, a treia greșeală personală pentru Ștefan Grasu. Da, se vede clar aici intervenția lui Grasu, care a căutat să oprească acțiunea de atac a Timișoarei. Djokovic îl fixează pe Grasu, pasează la McClellan, refuză aruncarea de 3. Nici de aproape n-are cum să încerce ceva, dar îl vede pe Laszlo Lazar, care apare perfect și ia fața adversarului. Foarte bine a pasat acolo Eric McClellan. Știu că e pronunțat altfel de announcerul sălii, însă am avut ocazia să-l întreb personal pe Eric McClellan cum se pronunță numele său. Așa mi-a zis, îl cred pe cuvânt, cred că știe mai bine decât oricine americanul cum îi se pronunță numele. De aceea îi spun Eric McClellan. L-am întrebat acest lucru chiar la ultima etapă din Liga Națională de Basket, când Timișoara a jucat pe terenul lui CSO Voluntari. Singura înfrângere din actuala stagiune pentru SCM Timișoara. Gaici aici, îl angajează pe Lazar și se pare că este un fault împotriva lui Dinamo, un fault care îl nemulțumește pe Sotirios Manolopoulos. Este a treia greșeală personală pentru Marquise Harrison. Dinamo la un fault de a trece din nou peste limită. Djokovic peste Grasu de 3. Iese din coș, Mirković împinge până la McClellan, atac nou pentru Timișoara. Djokovic fentează de lângă Grasu, trage încă o dată și e țeavă. Ilia Djokovic cu 22 de puncte. Îl forțează pe Sotiris Manolopoulos să ceară din nou timeout după ce redistanțează Timișoara. 71-55 este cea mai mare diferență înregistrată până acum. 16 puncte avans pentru Lei din Banat, care sunt extrem de aproape de câștigarea unei noi partide și de urcarea la un bilanț de 4 meciuri câștigate și unul pierdut în actualul sezon. În conferința B, cea din care face parte SCM Timișoara, nu există nicio formație neînvinsă. Cel mai bun bilanț este deținut de către CSM Oradea, care a învins într-o partidă transmisă în direct de Prima Sport miercuri, meci jucat în devans pentru etapa cu numărul 7 la Galați. 4-1 bilanțul orădenilor, care au suferit singura lor înfrângere chiar aici la Timișoara. Tot la 4-1 poate să urce și SCM Timișoara, iar cu 3 victorii și 2 eșecuri până acum sunt Dinamo și CSM Galați. Evident, Dinamo ar coborî la 3-3 în cazul în care pierde aici la Timișoara.
CSO Voluntari, două meciuri câștigate și două pierdute. De asemenea, printre formațiile cu speranțe foarte mari la calificarea în top 10, repet, primele 5 din fiecare conferință se califică mai departe, iar aici, în această conferință B, singurele care par să nu aibă șanse, cel puțin la cum arată loturile și la cum au început actualul sezon, sunt Laguna și Focșani, cu precizarea că totuși Focșani a bătut-o pe Dinamo într-una dintre marile surprize ale campionatului până acum. În rest, celelalte 7 formații se bat pe 5 locuri pentru a rămâne în continuare în lupta pentru play-off. Djokovic aruncă peste Tillman, aproape încă o dată de end one. A mai reușit unul în prima jumătate, oricum îl scoate pe Tillman din teren. E a 5-a greșeală personală pentru Jeremiah Tillman, care nu i-a oferit spațiu de aterizare lui Ilia Djokovic. Mingea a ieșit din coș, însă sunt 3 aruncări libere pentru Djokovic. Ăsta a fost meciul pentru Jeremiah Tillman. Doar 5 puncte cu 2 recuperări pentru el, 5 faulturi făcute astăzi și 3 aruncări libere pentru un Ilia Djokovic, care are posibilitatea să ajungă la 25 de puncte înscrise. Lumea mulțumită la Timișoara de ceea ce vede, sunt aproximativ 800 de spectatori la această întâlnire jucată în Arena Constantin Jude, unde peste o săptămână, mai puțin de o săptămână, mai precis joia viitoare, Naționala Feminină a României întâlnește Ungaria în campania de calificare pentru campionatul european. Toate cele 3 libere transformate de către Ilia Djokovic. Scorul devine 74-55. Dinamo aproape de cea de-a 3-a înfrângere în actualul sezon. Dinamoviștii au câștigat toate meciurile jucate pe teren propriu, însă au pierdut totul în deplasare până în acest moment. Toni Katic marchează de la semidistanță aici. Dinamo, spuneam, cu înfrângere la Focșani, înfrângere la Oradea și acum aproape de un alt eșec la Timișoara. Djokovic îl invită pe Grasul Adan, să-și creează separație, trage de 3, ia doar călcâiul inelului, salvează mingea Mandache. Dante Ingram pentru Marquise Harrison. Harrison, Katic, Mandache, Harrison din nou, strânge foarte bine Petrescu, Harrison obține faultul și sunt și 2 puncte valabile. A absorbit până la urmă acolo contactul și pe cădere Marquise Harrison imprimă efectul oportun acestei mingi pentru ca ea să cadă în coș. Nu la Mareșulin țipa acolo Dragan Petricevici, ci la unul dintre jucătorii săi, aflați undeva probabil pe aceeași direcție cu Marius Șulin. Transformă și aruncarea liberă suplimentară Harrison. 74-60 pentru Timișoara. 5 minute și 40 de secunde până la finalul unei întâlniri controlate până acum de albioleți, dar care încă nu este închisă. McClellan, pasă greșită a lui Adam Mirković, intercepția lui Harrison, Mandache o vrea de 3. La recuperare Grasul împinge tot spre Mandache, care îl deschide pe Ingram, însă acesta refuză să tragă din colț. Harrison pe piruetă, Marquise Harrison, aruncare grea, ia doar partea din fața inelului și este greșeală tehnică la Marquise Harrison, care a simulat. Harrison a încercat să-i păcălească pe arbitri și să îi facă să-i ofere 2 aruncări libere gratuite. Marius Ciulin, arbitru cu foarte multă experiență, s-a prins imediat de acest lucru și
l-a sancționat pe Marcus Harrison cu o greșeală tehnică. Este al patrulea fault al lui Marcus Harrison în acest meci, aproape și el de a fi eliminat din joc. Aruncarea liberă este executată de către Ilia Djokovic, 25 de puncte înscrise până acum de către Djokovic, care rămâne tot cu ele. Îi se mai întâmplă și lui să rateze. Ilia Djokovic astăzi la linia de libere 4 din 5, 8 din 12 din acțiune pentru Djokovic, care mai are nevoie de o pasă decisivă pentru a face double-double. Djokovic, Gaic, din nou Djokovic. Djokovic de lângă Grasu, este un fault comis de către Dinamo. Să vedem dacă e la Grasu sau la Harrison. Dacă este la Harrison și se pare că la american s-a dat, e a cincea greșeală personală. Într-adevăr, al doilea jucător eliminat pentru Dinamo, după Jeremiah Tillman, e rândul lui Marcus Harrison să părăsească terenul. Solicită explicații Sotirios Manolopoulos. Dinamo în penalizare, două libere pentru Ilia Djokovic. Și după ce marcase patru consecutive, se pare că a apărut un blocaj aici și pentru Djokovic. Are două ratări la rând acum, tehnicul de mai devreme și prima aruncare din această pereche, care până la urmă este împărțită 75-60 în favoarea Timișoarei. Dornel Edge, Katic, blocajul așezat de Grasu, primește aici, apare foarte bine Mandache și pe mâna lui puternică, pe stânga, finalizează de lângă Marcovici, ajungând la 9 puncte. Dinamo mai bărbierește puțin din această diferență, care este acum de 13 în favoarea Timișoarei. Eric McClellan pentru Ilia Djokovic. Djokovic joacă prin blocajul lui Petrescu, apasă pe trăgaci și împușcă încă una de afară. 29 pentru Ilia Djokovic. Edge reprimește de la Ingram. Edge din nou aproape să scape mingea de sub control și este într-adevăr încă un turnover pentru Dinamo. Al 17-lea în actuala întâlnire pentru Dinamo București. 7 mici pierdute mai mult în ceea ce o privește pe Dinamo față de SCM Timișoara, care are din nou repunerea de sub propriul panou, în timp ce Eric McClellan a fost înlocuit de către Dragan Petricevici. S-a întors Igor Cheșar pe parchet. Gaic acum. Blocajul lui Mirkovici, Gaic trage și el de 3 și arde plasa. 19 puncte și pentru Gaic. Un meci în care jucătorul timișorean are 4 din 6 la aruncările de la distanță. Răspunsul vine imediat de la Dornel Edge, însă s-ar putea să fie cam târziu pentru Dinamo. 81-65, 3 minute rămase până la încheierea unei partide care, reamintesc, deschide etapa cu numărul 6 din Liga Națională de Basket. Mirkovic sub panou a căutat contactul cu Grasu, l-a cam găsit acolo fără să primească fault, însă tot reușește să marcheze. Ce coș greu pentru Adam Mirkovic, care ajunge și el la 4 din 7 din acțiune, un total de 11 puncte pentru Mirkovic și timeout solicitat de Sotirios Manolopoulos. Spuneam, tot de la această oră se joacă și meciul din BT Arena, UBT Cluj, foarte aproape să o învingă pe CSM Târgu Jiu, e o chestiune de timp acolo, 86-56 este scorul într-un meci din care au mai rămas mai puțin de 90 de secunde. A debutat pentru UBT Cluj noul conducător de joc, Nemanja Gordić, cel care a fost anunțat duminica trecută la Campioana României, însă ulterior a venit și anunțul că UBT Cluj se desparte de Jordan Taylor, unul dintre cei mai buni oameni
ai alb-negrilor în startul de sezon, atât în Liga Națională de Basket, cât și în Eurocup. Însă se pare, cel puțin asta se zvonește, că problemele disciplinare ale lui Jordan Taylor i-au făcut până la urmă pe oficialii clujeni să renunțe la serviciile sale. Nemanja Gordić a debutat astăzi fără punct marcat, 0 din 6 din acțiune, însă a contribuit cu 7 recuperări și 6 pase decisive. Jocul reluat, Dinamo în ofensivă, Toni Katic așteaptă să iasă Mandache, care primește acum întâmpina de Keșar. Mandache aruncă scurt, a vrut să-l surprindă pe Keșar, însă procedeul nu a fost executat așa cum și-ar fi imaginat Andrei Mandache. Djokovic, Keșar de la semidistanță, cu un pic de noroc marchează și Igor Keșar al doilea său coș în această întâlnire. 20 de puncte avans pentru SCM Timișoara. Darnell Edge pentru Dante Ingram, primește încă o dată Edge. Edge a căutat să lase acea pasă pentru Ștefan Grasu Supanou, însă Keșar a intervenit cu piciorul. Supanou aproape de faul coș, Dante Ingram va trebui să-și merite însă cele două puncte de la linia de libere. A treia greșeală personală pentru Adam Mirković. Ingram astăzi cu 15 puncte și un airball de la linia de libere, care poate intra la unele dintre cele mai amuzante momente ale Ligii Naționale de Basket în actualul sezon. Poate sunt prea multe uși deschise în sala Constantin Jude din Timișoara, poate a fost prea mult curent, intra a doua pentru Ingram. Mai rar vezi un airball și de la un executant de libere bun. Ingram, spuneam, pe parcursul partidei, 88% procentaj în actualul sezon. Aici, spectaculos, evită impactul cu panourile publicitare Adam Mirković. N-a mai reușit totuși să salveze mingea pentru Timișoara, însă detentă foarte bună pentru Mirković, care salvează până la urmă de o posibilă accidentare. Grasul pentru Mandache, o caută de 3, tot nu o găsește și este recuperare pentru Toni Năsturescu. Nu se mai poate schimba câștigătoarea unui meci controlat de către SCM Timișoara. Ilia Djokovic, cel mai bun jucător al partidei, lasă aici pentru Toni Năsturescu. Două puncte marcate pe pătrundere de Năsturescu, total de 5 ale lui Toni Năsturescu în actuala confruntare. Vă spuneam, fost jucător al lui Dinamo, în timp ce Katic marchează cu fault. Toni Năsturescu cu 2,1 puncte în medie pe meci în sezonul anterior la Dinamo București. 2 ani a petrecut la formația din șoseaua Ștefan cel Mare, după ce jucase cu un an înainte la Timișoara. El practic s-a întors la Dinamo, a fost un jucător crescut la Știința București. A existat la un moment dat acel proiect comun între Dinamo și Știința, iar Toni Năsturescu s-a numărat printre jucătorii promovați de la echipa de juniori a Științei la cea de Ligă Națională. Sunt ultimele momente ale jocului. A fost introdus și tânărul Roland Stanciu, care marchează imediat ce pășește pe parchet. Nu i-a trebuit deloc mult timp lui Roland Stanciu să se ducă aici pe coș și să înscrie cele două puncte pentru SCM Timișoara. Primele puncte din cariera lui Roland Stanciu în Liga Națională de Basket. Și la Dinamo avem jucători tineri în acest moment pe parchet. L-am văzut pe Sasha Son. Son este acum în colț, așteaptă pasa de la Ingram. Dă drumul la minge pentru Mandache, care o trage de 3 și scutură plasa. Mai sunt 40 de secunde până la încheierea acestei confruntări. 89-72 pentru Timișoara. Încă o dată Roland Stanciu.
Trimite mingea în lateral pentru Robert Skipor. Skipor către Cheșar. Cheșar atacă inelul, o pune alături. Mirkovic împinge până la Skipor. O nouă șansă pentru Cheșar, care își dă seama că e mult prea liber pentru a nu se duce pe coș și finalizează până la urmă printr-un slam dunk sigur, dând la schimb o aruncare de 3 pe care nu știm dacă ar fi înscris-o. Prinsă cu spatele descoperit aici defensiva Timișoarei, mai marchează și Katici și cel mai probabil acesta va fi scorul final al confruntării. 91-74 pentru SCM Oma Mozarbet Timișoara în meciul care deschide etapa cu numărul 6 din Liga Națională de Basket, partidă pe care Ilia Djokovic o termină cu 29 de puncte, iar Timișoara urcă la un bilanț de 4 meciuri câștigate și unul pierdut, fiind astfel la egalitate cu Oradea pe prima poziție a clasamentului în conferința B, în timp ce Dinamo cade la 3 succese și 3 eșecuri în actuala stagiune. Reamintindu-vă că de la ora 20 ne întâlnim din nou cu partida din Arena Gabriela Sabo din Voluntari, acolo unde vicecampioana României și câștigătoarea cupei în ultimele două ediții, CSU Voluntari, întâlnește Steaua București. Și lăsându-vă cu aceste imagini ale unui Dragan Petricevici care le mulțumește plin de energie fanilor timișoreni care au susținut echipa, eu, Cosmin Petrescu, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne reîntâlnim așadar în aproximativ 15 minute. Rămâneți cu bine, rămâneți sănătoși, rămâneți alături de canalele Prima Sport.